Și chiar la această oră, în mai multe orașe din Rusia au loc proteste față de anunțul lui Vladimir Putin privind mobilizarea parțială. În fruntea acestei mișcări se află Organizația Tineretului Democratic Vesna, care a lansat un apel la adresa militarilor și rezerviștilor, prin care le cere să nu participe la războiul din Ucraina. Nu trebuie să mori pentru Putin, este nevoie de tine în Rusia, de cei care te iubesc. Pentru autorități ești doar carne de tun, unde vei fi risipit fără niciun sens sau scop, scrie pe site-ul organizației. Site-ul include și o linie telefonică de urgență pentru soldații care nu doresc să participe la război. Polițiștii au efectuat deja arestări în rândurile protestatarilor. Și mulți ruși încearcă deja să fugă din țară. Zborurile Turkish Airlines către Istanbul sau Belgrad pentru astăzi s-au vândut în câteva ore după anunțul privind mobilizarea parțială a lui Vladimir Putin. O reprezintă și o arată o captură prezentată de Sky News, care spune că zborurile pentru joi și vineri către Turcia nu mai sunt disponibile, pentru că bărbații cu experiență militară sau rezerviștii caută cu disperare să plece din țară. Companiile aeriene ruse, conform unor surse, nu mai vând bilete bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, dacă aceștia nu au o dispensă specială de la Ministerul Apărării rus. Haideți să vedem în câte țări ar putea să plece rușii care vor să fugă din calea trimiterii la război. Israel, Moldova, Argentina, Brazilia, Emiratele Arabe, Chile, Maroc, Peru, Turcia, Thailanda, Muntenegru, Indonezia sau Serbia, pentru o perioadă de maximum 90 de zile. Letonia a anunțat astăzi oficial că nu va oferi deloc adăpost rușilor care vor să fugă de mobilizarea parțială, a declarat un înalt oficial guvernamental. Mergem mai departe. După anunțul lui Vladimir Putin, rușii, într-un număr record, au căutat pe Google următorii termeni: mobilizare în Rusia și mesajul lui Putin. Cele două căutări au avut fiecare peste 2 milioane de accesări. De asemenea, întrebarea cu cea mai mare creștere de ieri până astăzi a fost: cum să pleci din Rusia? În același timp, și vedeți aici o petiție împotriva mobilizării parțiale a fost semnată până acum de 210.000 de oameni în Rusia. Textul petiției spune așa: în text găsim acest mesaj: Vladimir Putin nu are temeiuri legale și motive întemeiate pentru mobilizare. În actuala situație de incertitudine nu suntem pregătiți să ne expunem bărbații, frații, fiii, soții, tații și bunicii unui pericol atât de mare.